bună, bună. La Casa Puterea Dragostei. Bine ai venit în Casa Fetelor, unde avem o petrecere. Da? Singur, da. Ai venit la petrecere. Am primit o provocare. Nu știu cum să zice. Exact. Să mă îmbrățișez. Exact. De la cine ai primit provocarea? Asta? Aha, păi ne jucăm acolo okay. Și mi-a dat o provocare și cu ocazia asta îți dau. Poți să știi și eu cine ți-a dat provocarea mic. Asta? Ia uite-te dacă îți place. Eu sunt Mitufă mă mare, uite, eu sunt Zab, dar am valoare. Mersi. Din Casa Fetelor. Cu smile. Să le dai și în casa cealaltă, să le arăți băieților și să le... Nu, lasă-mă, chemați aici, da. Să vină să facem o petrecere. Auzi, Dani, poți să-mi pui? Da, să facem un parsens. Am găsit niște bombonele, ce vreți? Sper că îți place culoarea asta. Ce bombonele? Da, ce? Că am văzut că ai și rujul în culoarea asta. Nu? Da. Uite că sunt pung, nu văd. Dar cine ți-a dat provocarea asta? Vrei să vă aștept? Aia. Aia? Dă și mie. Cred că sunt chiar de greu. Mai mulțumesc frumos. Una. Cu mare plăcere. Ia vezi, e bun? Da, e bun. Mulțumesc. Cu mare plăcere. Ce faci, Dani? Ești bine? Da. Poți stai aici cu noi. Nu hai, stau cu la voi. Băieți, că așa n-am ce... Te-ai acomodat și tu puteai. Eu i-am chemat, dar n-au venit. Bună. Bună. Vrei să facem schimb de gumă? Nu e o dar e bună. Să facem schimb de gumă? Nu e o dar e bună. Dăm una proaspătă. Uite, îți dau imediat. Ai? N-am. Deci lui Roberto o bombă. Și lui Doamne, Roberto, lui Dani. Dacă vezi, dacă nu vii pe aici... Te gândești numai la Roberto, ai? Ce? Nu, dar dacă mereu pe aici... Uite că te mă în fața camerei. Aolo. Hai că... Nici nu mai încerc o dată. Hai, mai încerc. Scuze. Vă rugăm, ne deschideți ușile ca să sărbătorim toți împreună. Ziua păcii. Facem pace de azi. Facem pace, nu vrem să ne mai certăm. Care e imnul pe păcii? Care este imnul păcii? Nu știm. Tu, Dani, ce faci? Ești bine? Da. Nu te-am auzit vorbind. Nu te-am auzit vorbind. Vezi că o să-ți mai primești încă o pedeapsă. Aole, m-am certat cu Marinescu. Marinescu! Marinescu. Marinescu. De ce nu lași băiatul în pace? Și pe el ai pus ochii, lasă-l în pace. Mai de cine te legi și te lua de Dani? Ce? Mai de cine te legi și te lua de Dani? Eu? Da. Cu ce m-am luat eu de Dani? Ia spune. Păi nu știu, tu să spui. Nu are personalitate. Ce zici? Ai spus tu că el nu are personalitate. Dar ce, a venit la voi să se victimizeze el acum? Da, lasă pe victimizarea asta. Doar tu te-ai dreapta. Marinescu! Marinescu! Stai așa că vin acolo, stai așa că vin acolo să vorbesc. Vino mai bine aici. Te pup, bro. Eu nu. Da, ia, ia. Lasă că stau aici. Stai aici lângă mine. Uite, să zâmbești și tu. Ia, spune, boss. Ce? Spune-mi, te ascult, te rog, vrează-mi. Nu, ce ți-am zis astăzi cu personalitate, ieri cu personalitatea. Așa. Dar și azi dimineață. Așa. Legat de ce? Pe ce mi-ai spus ieri că nu am. Păi spune ce ți-am zis ca să de știu ce cu ce... Nu, de ce ai spus că Dani nu are personalitate? Alexandra, vreau să spun și ție și fetelor de acolo din casă. Voi n-ați fost aici de față să ascultați despre ce a fost vorba. Păi eu am zis că cei noi... Că vreau să aud ce zici. Eu am zis că persoanele noi, în momentul în care vin aici și vor să se bage într-o gașcă sau să rămâne singuri, e strict legat de personalitatea lor. Dacă sunt puternici, rămân singuri. Dacă nu sunt puternici, se duc într-o gașcă. Asta am zis. Dar nu am zis că Dani a făcut treaba asta sau nu. Deci înțeleg că tu te consideri un băiat puternic, tocmai de asta nu vrei să-ți faci prietenie aici, pentru că... Dă-te un pimus. Bă, Marinescu, tu nici n-ai fost în stare să te împaci cu ceilalți, da? Așa. Și vrei să-mi zici mie că sunt slab la personalitate. Dă-te un pic, George, dă-te un pic. Mai zi acum. Bă, tu nu ești în stare să te împaci cu ceilalți. Ei îți oferă o șansă să te împaci cu ei, da? Așa. Și nu ești în stare. Și vrei să-mi zici mie că... Nu că nu sunt în stare, nu vreau. Nu vrei. Nu vreau. Dar arată că ești slab. Ești slab la personalitate. Slab. Tocmai că am o personalitate foarte puternică și nu pot să trec peste ceea ce s-a întâmplat. Că e slabă, da, ea. Nu pot să trec peste ceea ce s-a întâmplat. Marinescu, dar te întreb și eu ceva așa de curiozitate. Zim. Tu ai instigat și ei au instigat la fel, da? Ei ți-au întins o mână, iar tu nu vrei să le dai mâna și să faceți pace. De așa. Ce? De ce? Pentru că
Nu poți să ștergi cu buretele absolut nimic din trecut. Dacă o persoană îngreșește o dată, dacă îngreșește o persoană, Alexandra, o dată, o iert. A doua oară îi mai dau o șansă, dar de la trei ani sus nu mai există. Persoanele care te-au deranjat au plecat, nu mai sunt în această casă, au plătit, au fost descalificați. Deci, cu persoanele care au rămas în casă, tu ai avut doar mici discuții. Nu poți să spui că ai avut aceleași discuții care le-ai avut cu Paul și Achebono. Eu nu au nimic, ce se întâmplă, că na. Că ce? Vin la voi în casă dacă vrei. Da, nu, aici, aici se joacă bambinici. Lasă că putem să vorbim cu tine și prin conexiune. Ți-am spus următorul lucru. Persoanele care te-au deranjat cel mai mult. Vorbește mai tare. Încep și eu, deși Hai, vorbește, Dani. Dani, vorbește. Eu vreau numai să te informez. Eu nu te ameninț, eu nu te informez numai. Lasă-mă în pace, nu începe cu mine chestii de astea. Tu te lasă în pace? Da, lasă-mă în pace și nu mai zic chestii de astea. Păi, dar ce ți-am făcut? Am tras de tine? Dar cine ești tu să vii aici să-ți spui tu? Aolo, Mariana, dar cine ești tu să-mi tragi pe mine la răspundere acum? Eu, uite, sunt Mariana. Cine ești tu să mă tragi pe mine la răspundere? Că tu nu contezi pentru mine în momentul ăsta. Dar tu contezi pentru mine? Vezi că ești fals și mincinos. Marinescu, tu știi foarte bine că știu... Ieri, după ce s-au închis imediat, după ce am ieșit din casă, vii la mine și îmi spui de îmbrățișare că n-au la apărarea nimănui, nu m-am băgat în toate astea și acum vii și te faci ieri? Fața tuturor că... Păi vreau să-ți ofer un pic de afecțiune, că nu-ți oferă nimeni aici. Da? Ei, lasă, că găsim... Erai supărată rău de tot, aiesc că te-a deranjat domnișoara de, din stânga mea. Da, m-a deranjat. Păi, dar n-am nevoie să-mi vii să mă oferi afecțiuni false, dacă asta vrei spui, că în momentul... Da, dar nici de-aia, afecțiune de-aia adevărată nu dai, pentru că nu dai tu posibilitatea să ți se ofere. Da. Ți-a poate plăcut dau, asta? Dar, poate dau, dar nu știi tu. Am văzut. Trebuie să fac o cerere și tu să o semnezi în momentul în care cineva mă oferă... Am văzut. Ce ai văzut? Am văzut că îți dorești asta, da. Da? Da. Dorești neapărat cu tine ca să vezi lucrurile astea? Ce? Trebuie să-mi doresc, trebuie să vii tu neapărat acea persoană ca să se vadă că îmi doresc eu să primesc afecțiune? În momentul actual nu vreau să fiu eu acea persoană. Și atunci care este problema? Chiar nu vreau. Poate să fie Dani, uite, care e lângă tine, poate el. Poate să fie orice altă persoană. Că și el un tip înalt, are și el 1,90 și poate îți place de el. Probabil, există o șansă. De ce nu? E o șansă, cum s-ar zice. E o șansă. Da, există. De ce te deranjează că nu îi place de tine și îi place de el? Oricum, Dani. Da. Nu știu. Ai auzit Marinescu? Te-ai simțit tu prost? Ai auzit Marinescu? Ce? Te deranjează că i-ar putea place de Dani și de tine nu i-a plăcut? I-ar putea plăcea. Nu place. Nu mă deranjează. Nu. Zic cum vreau eu. Nu cred că ești în măsură să mă corectez, Marinescu. Eu nu sunt deranjat de faptul că poate să-l placă pe Dani. Pentru că eu n-am nicio treabă cu Mariana. Eu am vrut să o cunosc la momentul respectiv. Ok, pentru că să mă împace, nu te mai legat de persoana mea. Dacă ai vrut să mă cunoști la momentul respectiv. Până săptămâna nu am mers, ursuleți. Nu am mers. Deci, lasă-mă în pace. Tu te-ai băgat acum cu mine. Da, pentru că este crezi cel mai perfect și măsură să dai sfatul tuturor. Ce-a făcut Alexandra? Fiecare persoană. Ce-a făcut Alexandra? Ne-am băgat în discuție. Marinescu, hai să spun un lucru. Eu pur și simplu ți-am pus câteva întrebări. Vorbește mai tare. Am spus că ți-am pus câteva întrebări. Așa. Iar tu dacă ai bunul simț, poți să-mi răspunzi. Dacă nu, la fel, nu poți să-mi răspunzi. Te rog. Dar eu cred că ar trebui, având în vedere că tot te victimizezi atât de mult, cred că ar trebui să faci pace și să încerci să te îndrepți spre o relație. Pentru că așa ar fi ok, nu? Ei? Având în vedere că băieții nu vor să mai aibă conflicte cu tine, absolut deloc. Tu de ce vrei să continui conflictele? Eu nu vreau să continui nimic. Conflictele astea sunt imprevizibile. Eu nu mă gândesc acum că vreau să fac conflict cu George sau cu Comănici. Și bun, într-adevăr, probabil că ai dreptate, că aș putea să mă îndresc pe o relație. Dar în momentul actual n-am cum să fac treaba asta, pentru că nu ești nicio persoană în casă cu care să mă cunosc. La ceva să păi da, Marinescu, și nu cred că ar trebui ca aceste conflicte să se, nu știu, da, să treacă un pic și să lăsăm lucrurile de domeniul trecutului, să fie de domeniul trecutului și să începem să ne înțelegem și noi și să ne axăm pe ceea ce ar trebui să ne axăm în această casă. Păi pe ce trebuie să ne axăm în această casă? Pe lucruri frumoase, Marinescu. Te referi și la relații? Și la relații, și la jocuri, și la dacă era să ne axăm pe relații, cred că a fost, e suficient timpul care
când a început emisiunea până acum. Sunt câteva luni de zile în care putea să se să ne axăm pe fiecare pe relații. Însă dacă nu se poate axa. Uite, pe atunci, spre exemplu, putem să ne axăm pe, nu știu, pe jocuri, pe glume, pe lucruri, pe altfel de discuții și să lăsăm un pic deoparte chestiile astea urâte, nu? Nu pot să-i zic. Bine, Alexandra, vrei să te joci cu mine? Hai să ne jucăm. Ce vrei să ne jucăm? Păi, ne jucăm. Uite, noi, spre exemplu, am umflat niște baloane, vrem să ne jucăm, vrem să uităm de toate tensiunile astea. Să facem pace. Putem să facem și un pic de pace și să ne înțelegem cu toții că suntem niște oameni maturi și putem să avem un pic de respect unii față de ceilalți și să începem să comunicăm mai mult. Păi comunicăm, că ne certăm, fie că ne certăm, fie că discutăm normal, tot comunicare se numește. Da, dar ideea era că nu mai trebuie certurile astea și toate lucrurile astea. Ajunge, nu crezi? Bă... De ce se zice? Cine vrea să facă pace și renunță este mai... Despre brățara care a zis că se facă. Înțelept, dar se pare că tu nu vrei să fii înțelept azi. Eu? Sunt cam rău, i-am zis. Bine. Eu... Poate vreau mâine, Alexandra. Întreabă-mă mâine acela. E urât să-mi răspunzi așa, Marinescu, să știi. Cum? Este foarte urât. Te rog eu frumos că este ceva foarte important. Da, nu mă sunt. Care e problema voastră dacă eu consider să fiu așa? Marinescu! Pentru că continui să fii victimizarea și nu este motiv. Alexandra, ai impresia că o să ajungi undeva cu victimizarea asta. Dar nu-i nimeni victimă acum. Cu ce sunt eu victimă acum cum vorbesc cu tine? Dani! Auzi, strigam pe Dani. Marinescu vrea să spună băiatul ăsta ceva important. Te pup, bro, ia zi. Auzi, Marinescu, eu m-am gândit la o chestie, că eu nu sunt genul care ține secrete și chestii de astea și care nu vrea să... cum să zic? Ascunzi adevărul. Da, să se ascunde adevărul, Messi. Mai știi cum a fost vorba despre brățara aia, că i-ai vinovat pe ceilalți că ți-a furat brățara? Așa, și ce? Unde e brățara? Unde e brățara? Păi unde e? Că nu am pe mână. Ia uite. Ai găsit brățara? Nu. Unde ai găsit? Hai, zi adevărul. Măcar acum zi adevărul. Bravo, Dani! Bravo, Dani! N-am nicio brățară. Ce brățară? Măcar acum. Păi tu, Dani, acum tu vrei să ieși un pic în evidență cu un subiect pe care nu poți să faci față. De ce nu poți face față? Ce, nu fac față? Nu poți să faci față, tu vrei să ieși cu un subiect acum în față, până acum ai fost acolo. A căzut brățara și ai găsit-o de față cu el, ai găsit-o. Bă, tu m-ai întrebat în cameră dacă am văzut, dacă a luat cineva brățara ta. Și eu ți-am zis că n-am văzut. Și ce ți-am zis atunci? Ce ți-am zis în cameră? Alea erau brățările mele din geantă pe care le-am scos. Și le-am pus pe birou. În cameră? Nu am găsit brățara mea, care... Hai că spun eu că... Tu nu spui, oricum nu spui adevărul. Eu ți-am spus să te uiți bine în hainele tale, că poate ți-a picat între haine brățara. Ok, dacă da. Și te-ai uitat și n-ai vrut să te uiți, dar eu ți-am zis, uită-te bine, că poate o găsești, cine știe, poate ți-a căzut între ele. Te-ai uitat, în sfârșit te-ai uitat și unde a fost? Păi unde a fost? Într-un Adidas. Unde a fost că nu e? Dacă vă zic eu combinația. Ce facem Marinescu acum? Iesca, așa băieți, vin să-mi fure brățările tale. Marinescu? Cine? Marinescu s-a folosit atunci de chestia asta. Ne-a pus pe toți într-o lumină proastă și de hoți în același timp. După ce s-a rezolvat problema și a găsit brățara, n-a venit și a zis, bă, îmi cer scuze că v-am acuzat. Păi normal, că el prost. Nici a lăsat-o în aer, așa. Și acum băiatul ăsta, când îl simți, a venit și a zis adevărul. Ascund, știi? Da, și s-a luat de băieți și degeaba. El n-a vrut să spună și nu știu dacă să spun chestia asta acum, nu știu dacă... Nu știu ce zice, vreau și eu să facă subiect. Da, uite, acum vreau și eu să zic următorul lucru. Da, ți se pare că nu am o persoană care să mă acuză? Marinescu și-a tăiat singur și fac. Bă, tu m-ai rugat pe mine să nu-i zic la nimeni nimica. Că dacă noi am format un cuplu, eu atacat de toți, tu atacat de toți, îți dai seama ce controverse am stârnit noi? George, ia spune-mi tu mie, ești supărat pe Madalina? Oarecum. De ce? De ceea ce văd. Dezamăgit sau supărat? De ceea ce văd raportat cu ceea ce am vorbit. George este foarte deranjat că eu o influențez pe Madalina, după spusele lui, în ceea ce îl privește pe Rareș. Este evident că Mariana nu mă vrea lângă Madalina. El nu știe ce simte Madalina, nu știe ce a făcut Madalina și cât a plâns din cauza lui. Crezi că
Mariana ar putea influența în așa fel încât să nu creeze un cuplu Mădălina cu George? Da. Dacă tu aveai atât de mult creier cum te lauzi, veneai și vorbeai cu ea sau veneai direct pe, în camera roșii peste ea? Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.